FCSB, care, iată, după 9 ani de așteptare, devine din nou campioană, chiar acum când se lansează și filmul dumneavoastră. Cum vi se pare această performanță pe care o realizează FCSB? Nu, e greu. Eu și-am spus și la unul că se lansă. Dom'le, până nu se termină și noi sunteți matematic campioni, trebuie să fiți concentrați, pentru că se pot întâmpla multe. Adică să ai o perioadă ca să fie în formă sau ceilalți să fie mai în formă ca tine în perioada aia. Nu înțeleg însă o treabă cu formatul ăsta. Deci tu, dacă termini campionatul cu 14 sau 15 puncte de avans, punctele alea au fost câștigate pe teren. De ce mi le înjumătățesc? De ce nu le lași așa când se termină campionatul și începe cum s-a terminat campionatul, cu punctele respective, locul 1, locul 2, câte au? Nu înțeleg treaba asta. De ce trebuie să mi le înjumătățești? Pentru ce? Dacă îmi permiteți, vă pot răspunde de ce se întâmplă treaba asta. Sunt de acord cu dumneavoastră că n-aș fi vrut să vă văd în turnee de tenis și să vi se ia din puncte. Și nici dumneavoastră n-ați fi vrut să trăiți așa ceva, să vi se ia din 3 seturi, să vi se ia 1 sau 1 jumătate. Dar lucrul acesta se întâmplă în fotbal în acest moment în campionatul României. Stați puțin. În câte țări? E adevărat Într-o că țară. Se întâmplă într-o singură țară. Doar Belgia. Doar în Belgia atâta se mai întâmplă, da. Așa, și dacă celelalte 50 de țări au sistemul, alt sistem, de ce noi îl folosim pe ăsta din Belgia? Dacă îmi permiteți, vă răspund. Da. Pentru că, în opinia celor care organizează campionatul, așa este mai interesant pentru public. Păi cine? Deci, au testat ei sistemul ăsta? De ce e mai bine? Că nu înțeleg. Strâng campionatul la vârf și atunci, fiind echipele mai apropiate unele de celelalte... Păi stați puțin. Deci campionatul să termine, să zicem, mâine. Locul 1 are 50 de puncte, locul 2 are 30, locul 3 are 25. Păi de ce nu lăsăm, domne, punctele alea și începem de acolo? Ca să nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Alea a fost câștigate pe teren. De ce mi-le iei? Mie munca mea, poate că eu, în timpul, cum să spun, campionatului care durează, joc foarte bine. Și în perioada când se mi le jumătățește, nu mai joc bine. Pe alea 15 puncte s-au dus. La revedere. 7 puncte din 15 care mi le jumate, e ușor să le recupereze altcineva. Dar 15 puncte mai...